De ce e camera într-o parte? Așa, gata, că plecase camera. Salut, băieți! N-ați văzut, nu-mi dăsem tranziția, că era plecase camera, eram așa într-o parte. Bă. Mai ușor cu muzica asta, că se aude prea tare. Salut, băieți, salut, ce faceți? Cum sunteți? V-am pus și pe voi aici să vă văd în față, să nu mă uit din dreapta. Avem în această seară... Robert, e tare, doar că mă uitam eu partea ilaltă. Sau chiar mă aud mult mai încet acum? Pune mai așa, mă, ca să fie bine. Ca să mă auziți bine. Deci avem așa. Winners League Nexus vs. Hard For You. Dacă vă întrebați cei cu scorul din titlu, este 2-2, este scorul pe care iau momentan cei de la Nexus în ligă. Vă se mai devreme că întreba cineva ce hartă se joacă, încă nu știm, pentru că
Trebuie să baneze băieții, asta se întâmplă la fix. Am level 10, Dalsgard. Și hai să vă zic și despre băieții ăștia de la Hard For You, că i-am deschis aici. Văd că sunt locul 74 în lume, sunt ruși, de fapt sunt 4 ruși și un letonian. Koshak, Heizing, Hijiren, Poria. Nu cred că sunt niște jucători cunoscuți atât de mult. Nu am usat bătân, nu, că nu m-am jucat niciodată cu bătân, nu, cu Nijie și Jodra. Doar pe Poria, știu că se juca Facey Premium la un moment dat și am picat cu el. Și mai avem de așteptat până intră băieții, până, mă rog, până Leton, my bad. Am mai dat-o cu coduri. Am șutat. Coșa că a jucat prin China. Caterinca. Ce loc e Nexus în lume, ia stai că... Poate am mai urcat acum, ia să vedem dacă am mai urcat. E, hai că am căutat. 133. Am mai urcat? Ba da, urcat 7 locuri. Erau pe 140 la 1 iunie. Aba nu, a urcat după 8. Înseamnă că poate n-a contat așa mult turneul ăsta, poate, adică mă rog, nu știu dacă avea puncte de alea sau... Cine este locul 1 în lume? Locul 1 în lume este G2 în momentul ăsta, nu știu de ce. Bine, probabil că au jucat la niște turnee mai multe și... E, dacă aveau faze suspecte, asta nu înseamnă neapărat că... Foarte mulți au faze suspecte și e doar... E doar, gen, îți dai seama că e o fază suspectă doar prin faptul că are, că ai X3U și pune ținta pe el prin perete fără să vrea, știi, gen, acolo ar fi ținut el ținta, oricum, nu știu. G2, cum să nu știi cine e G2? Jax, Hunter, Kenies, Amanek și Nexa. Kenies ăla de francezul, Hunter de vârstul lui Nico. Da, nu, dacă știe B mai bine, adică nu mă bag, poate... Poate redeptate, salut, poate o salut, Adrian. Cea mai bună echipă, din, după părerea mea, bă, nu știu, nu prea m-am uitat, probabil Astralis când vin noi înapoi. Da, nu, Gabriel, e ok. Mi-a plăcut cum au jucat Nexus ieri, da, au jucat foarte bine. Îmi pare rău de Jack Boys că au jucat foarte prost primele două hărți. Că țineau doar unghiurile de unde veneau cei de la Jack Boys. Știi care e chestia? Că n-ai de unde să știi cum gândesc băieții în momentul ăla și n-ai de unde să știi exact ce informații au, pentru că nu-s... poate ei aud un pas pe care noi nu-l auzim pe stream și ei știu deja că e cineva acolo. Am văzut, joacă Bimas sau Brocky. De fapt, pe Bimas ăla nu prea am văzut, dar Brocky ăla joacă mult mai bine. Joacă extrem de bine și n-auzi nimeni de el. Când începe sezonul 2, nu știu la ce trebuie Alexandru. La sezonul 2 de la ce? Sunt slab, Jack Boys? Bă, Iulian, nu cred. Eu nu zic că sunt slab. Eu zic că doar au jucat foarte slab primele două hărți, pentru că am zis și pe stream că nu știau, ei erau foarte agresivi înainte free in mix și după aia au jucat foarte pasiv și nu, gen, de-aia au jucat pe vertigo foarte bine. Mie mi-așa mi se părut. Salut, Shiny. La rel, nu știu, băieți. Nu știu când începe, teoretic, sezonul 3, sezonul, al doilea sezon cu Counter, dar teoretic e sezonul 3 de rel. Nu știu dacă e sticla de borzic acolo. Nu, mai bine nu spun, Mihai. Da, teoretic sezonul 3, dar nu știu încă când începe, eu n-am aflat nimic. Te plou, Zarcheri. Salut, Dragoș, mersi. Bun, mai avem un minut până încep băieții să baneze, ne vom uita și la banuri. Salut băieți, salut. Salut, DMP. Am văzut, Yogi, ce ai scris că mai devreme, cred că... Iertați-mă, dar n-aveam o să deschis, mă uitam prin tetraburi, imediat, două secunde. Ia să vedem.
Dai să pun aici frumos să văd donația la Why Not de 1 euro. Îți mulțumim foarte mult că vrei să-i susții pe cel la Nexus of Us. Explic și eu după aia care e toată treaba. Părere exaltare, sper să nu mi se pare că e top 10 jucători din lume. Nu prea mai urmărit scena, dar se uită prea aproape de monitor. Raid Bar Zarkeni, mersi. Mulțumim mult Zarkeni pentru raid. Nu știu, joacă bine oricum Santare, strage bine, că e turc. Toți turcii trag bine. Top 10, greu. Greu pentru că sunt foarte mulți jucători buni. Să-l mai stau eu aproape de monitor, până le aveți pe Santare, să are monitorul unde am eu microfonul. Așa asta. Ca să se uite pe hartă, trebuie să se uite în sus. Hai să vedem dacă începem banurile, să vă explic și despre ce vedeți deasupra mea sunt incentivurile, dacă vreți să-i ajutați pe băieții la Nexus să-i susțineți, aveți aici goal-ul. Și la o donație de 50 de euro aveți o oră training cu Nexus, pentru că Pipson nu mai e, 100 de euro mouse pe Logitech, semnat de Nexus, 200 tricou, Nexus semnat de Nexus, evident 500 căști Logitech, probabil astea, nu știu, semnat de Nexus, uite aici, și la 1000 de euro o zi în bootcamp. Ia să vedem ce se banează aici. Ați văzut ce vă întrebați, ăsta e min microfonul de la casc, mă joc cu el. Turcii plantează 005, bomba, top 10 jucători români. Top 10 jucători români. Selo Ime, Blitz, NJ. Și după n-aș mai ști să zic. Bine, NJ poate mai jos un pic, că n-am mai jucat așa bine. Cel mai bun jucător român de CS sau top 3? Nu știu pe care ar fi ordinea în top 3, dar Selo, Ime și Blitz. Vând Golf 5, ți-l cumpăr eu. Selo, CS și Ime sunt super 6. Mai greu, e un jucător de suport, e cam greu să fie în spotlight. Streamer semnat. Nu, n-aș putea să zic streamer semnat, nu. Să vă arăt ce se banează. Bă, nu e nimic interesant, vă zic, dar nu e nimic interesant de văzut aici. Ololoși. Imex, Elo, Saf, Blitz, Regali, NG, Semințe, Cox, FNK, Chianchi. Dacă în ordine asta, nu știu ce să zic, Saf peste Blitz nu prea cred. Jack sunt top 10, bă, nu s-a mai jucat de mult, n-aș putea să zic. Când începe meciul, trebuie să termine băieții de banat și intrăm direct pe harta. Topar streamerilor, de ce se gândă ca și skill-uri, în opinia mea? Nu știu ce-i vrea să zic. Jax primul și după aia, nu știu, că nu mai țin, nu știu să zic, azi jucători, ar streamer, dacă te referi doar la streamer, dacă te referi și la jucători, gen cum e B și streamer și jucător, îți dai seama că băieții sunt mai buni. Sezonul 3 la Arena, n-am nici idee. Mi-a plăcut cum au jucat Nexus, da, au jucat foarte bine. Câte ori are Excel-ul? Cred că are destul de multe oricum. Regalii mi s-a părut, au jucat foarte bine Regalii, da, s-a afirmat foarte bine. Deci echipa fără SX, mi se pare că e cel mai bun jucător pe poziția de suport. Și pe ancoră, mi se pare că e extrem de bun SX. Adică joacă la casă pe impecabil de bine. Și pe CT și pe Tero. Cel puțin pe Mirage, asta gen, mă rog, ca o comparație așa. Bă, de ce mai scrie mă și ăsta, mă? Ce vrei, mă, Hiplo, mă? Da, așa că m-au luat băieți. Vrei în jiu? Binișor, dacă s-ar juca mai serios, ar fi mai bine. Bună echipa adversă, bă, sunt niște eroși. Sunt de bun încât eu știu eu. Overlay, e făcut de cei la Nexus. Îmi pare rău de mesaj, nu? Se joacă Mirage, da. Se joacă Mirage. Coach la Riv nou, doar m-am intrat să mă uit, nu... N-au ce să le zic. Să-i ajut, că oricum nu știam ce fac. Pe ce loc sunt rușii? Sunt pe 113, parcă.
Ce m-am uitat? Top 5 IGL, nu știu care sunt pozițiile exacte, lumea schimbă pozițiile foarte mult. Părere sound, bă, a jucat foarte bine, dar nu știu dacă așa joacă el de obicei. Glumesc, a jucat foarte bine. Pe ce loc sunt în Esea? Dai așa să văd dacă mai... Am jucat CSC Nexus, bă, dacă te referi la Facey, da, dar mai mult de atât nu. Stai că zic imediat pe ce loc sunt în Esea și o să cer și IP-ul ca să intrăm și pe hartă. N-am nici counter deschis. Nexus până se pe 14 pe momentul ăsta. Punem 2 IME. Ia să vedem, când o să apă următoare operation? Bă, nu știu, mă, tată, mă, aia n-am nicio treabă cu ea. Aia chiar n-aș avea de unde să știu. E amical, nu e match în Winners League. Cineva câștiga următorul major, după părerea mea. Foarte greu de zis, foarte multe echipe bune. Probabil, nu știu, Astralis, FaZe, ceva pe acolo. Că joacă bine copiii ăia de la FaZe. Nu cred că joacă stand-in nimeni. L-am întrebat pe IME și a zis că joacă Mihnea. Plouă mâine, bă, nu sunt busul, mă, să... Nu știu. Nu mă mai joc counter deloc, Alex. Mă joc Valorant. Mini Winners League, cum se desfășoară, e fix la fel ca ESEA, fix la fel ca o ligă de fotbal, să zicem. Se joacă între ei și după aia se joacă fiecare echipă, mă rog, nu toți între ei, dar înțelegi ce vreau să zic, și după aia e play-off. La fel ca Rallel, de exemplu. Și de semințe, semințe se joacă foarte bine. Are spray control, alea știm cu toți. Drama dintre Mibură și Furia. Bă, am văzut o chestie, ceva de genul, că n-au vrut ăia să dea pauză, n-am înțeles exact care a fost situația, adică că ar fi fost destul de nesimțiți ăștia de la Furia, dar nu știu dacă chiar să înjuri băieții pe Twitter e cea mai indicată opțiune, pentru că nu e profesionist până la urmă. Bă, am vorbit cu busul și a zis că nu plouă mâine. Dacă plouă, vă duceți la ProTV acolo pe Pache Protopopescu și aruncați în aer. Acum, băieți, imediat intră pe server. Da, trebuie să vorbesc în fața microfonului, e problema. Primele 16 știu că se califică la ESEA, la Winners League. Nu știu dacă sunt primele 16, cel mai bine cred că știe... Mamă, am intrat direct în... Bă, stați-mă așa. A început deja să moră. Unde e o muzica? O, liniște, muzica. Să vă pun și pe voi aici. Unde e chat-ul? Chat-ul. Am mutat chat-ul. Sau e runda de la... e runda de la arme, mă, bă. Uite-mă, m-am și speriat. Ce mai bun jucător din lume. Simpl. A, ce bine au ăștia un Africa. M-am și speriat, că dacă nu vă speriați, nu e lag, am dat eu alt tab. Să văd dacă am făcut totul bine, dacă e tot în regulă. Mi-am pus astea pe aici, am chat-ul deschis aici, am astea nebunii. Bun, ar trebui să fie tot în regulă. Porni și autodirectorul. Da, ce aveți, mă, băieți? Dasgar și Patrick, ce s-a întâmplat? Ce ziceai, Dasgar? Ce ți s-a părut? Care e problema? De ce vă certați? Nu vă certați. N-aveți, zice... Am văzut acolo ceva cu cea mai bună echipă. Bă, Nexus, teoretic, au câștigat turneul. Relu, sunt cea mai bună echipă din România la momentul actual. Cum pornește autodirector? Păi uite, fii atent, vezi aici jos de tot, scrie Z, turn autodirector on. Am apăsat pe Z și gata. Au dat băieți pauză, mai avem de stat puțin.
ales face parte din Nexus, nu cred și eu, e streamer pentru Nexus. Vor fi detronați Nexus cândva. Nexus și mai probabil vor fi detronați, cum spui tu, în România, când o echipă nu o să-și mai schimbe, când echipele în România nu se mai schimbe jucătorii după două meciuri și când o să facă prag la fel de mult ca ei. Și momentan nu cred că e nicio echipă care face prag la fel de mult ca Nexus. Și nici nu schimbă jucătorii după ce pierd un turneu. Joacă Mihnea, mă. E stângă acolo, e Mihnea. Ha, bă, că m-am jucat și eu niște retake aseară și mi-am pus și o altă țintă, of. Na, m-am pus țintă default. Mi-am făcut și eu țintă, că pe Valorant să mă joc puțin retake și mă luați, vă luați de ținta mea. Bine, o pun pe asta. Hai, că mai avem până să până vin băieții din pauză, până astea mai avem de făcut cu Caterinca. Nexus e cea mai bună echipă din România? Bă, teoretic da. Au câștigat cel mai mare turneu din România. Bicioc. Bicioc, toate șansele să ajungă acolo dacă fac prac și așa. Retake pe E-League, nu, pe Detro. Nu pot să pun ținta lor, Alex, pentru că am mai avut-o la un moment dat și a zis, gen, a zis lumea să o pun, am pus-o și după aia au venit alții și au zis că să nu pun. Pentru că se vede ciudat că au ținte care se văd altfel pe 4x3, pe Full HD, se vede urât. Scoate beat CS-ul din cap sau la țigară, mai e posibil. Tricouri Nexus în acest moment nu se pot cumpăra pentru că a fost o problemă. Costa foarte mult transportul, era suportat de Nexus, băieții care le comandau nu le mai luau și nu merita momentan. Dacă o să găsesc probabil o metodă în care să fie puțin mai ieftin să nu suporte transportul, probabil o să se bage. Este meci oficial Down Winners League. Ok, ținta default. În sfârșit au venit băieții de la baie. Și avem runda de pistoale între Nexus și Hard For You. Bă. Sau de cam încep? Nu, sau de bine, sau de bine. Se lungeam, ia duelul cu Hiji. Intră foarte rapid jucătorii la Hard For You spre Connector. Se luptă Poria și îl scoate pe Xelo. Mihnea elimină un jucător cu șac double kill din palat. 4 versus 2 în acest moment și la Hard For You. Au pus stăpânire pe site-ul ăla. Îl au pe Ime în CT, el are kitul și un smoke, l-are pe Ren aproape de el și câștigă duelul Ime. Teoretic Ren a avut avantaje acolo. Doi versus 3, dezavantaj de un om pentru cei la Nexus, coșac în pantă. Îl face picul Ime, atinge bomba, rămâne numai Poria, 1 versus 1 în acest moment cu CX. Recuperează kitul CX și cred că ar putea să păcălească cu un defuse aici. Trage Poria, trage către el, rămâne fără gloanțe și câștigă CX runda. Ce ninja defuse acolo, nu cred că se aștepta Poria să aibă defuse CX. S-a strecurat acolo. Așadar, Nexus păcălesc practic prima rundă cu ninja difuzului CX și Hard For You forțează după acel bomb plan 3, Galil, Runaka și un Deagle. Face picul Hiji din palat și îl elimină pe Mihnea, care era singur în CT. Hiji double kill, triple kill în acest moment pentru jucătorul de la Hard For You. CX răspunde și el cu un frag pe Poria. Trage Hiji de la
Din spatele site-ului îl seacă pe SX, se loc cu scoutul în CT, îl vede pe Hiji și îl elimină, dar Ololo și îl scoate pe SX. El face picul din palat și îl elimină pe Xelo cu Deagle-ul și restabilesc egalitatea 1 la 1. Din Rusia sunt hard for you, Sorin. Dacă și are numele Ololoș. Hiji are 2 jucători de la Nexus foarte aproape de el, îl elimină pe B. L-are și pe Mihnea foarte aproape, Ime este singurul jucător din spre site-ul B pentru cei la Nexus. Scos de către Poria, care a apăsat smoke-ul acolo, cred că l-a auzit pe Ime. Hiji din nou la marginea smoke-ului. 5 versus 3 în acest moment, au avantaj de 2 oameni cei de la Hard For You. Picul Hiji, double kill. În total un triple kill pentru jucătorul de la Hard For You. Și rămâne numai Xelo, 1 versus 5. Încearcă băieții să dea acolo niște gloanțe prin smog, dar Xelo este în zona kitchen-ului și va ține cel mai probabil de armură. Xelo poate va putea să prindă o armă acolo de la Ololoș care vine din kitchen. Dar nu este să se bată Xelo și reușește să țină de acel Deagle. Va fi un eco curat acum pentru cei la Nexus. Nu au coach, IMV. Patru oameni de la Nexus sunt în zona geamului. Doar Xelo este pe site-ul ăla cu acel Deagle. Primește Molotov de la Poria. Eliminat de același jucător CXE, scos de Ololoș. Se luptă Ololoș cu jucătorii de la Nexus, aproape de triple kill și reușește triple kill-ul în acest moment. Rămâne numai B. Îi dă acolo cap lui Poria, dar pe 2000-ul nu dă așa de mult damage. La 1 în acest moment, Hard For You au o diferență de avantaj de 2 runde pentru aceștia, dar va veni full buy-ul pentru cei la Nexus în această rundă cu numărul 5. EG face pick-ul și îl prinde pe Xelo, primește doar 20 de puncte de damage. IME s-a bustat acolo cu ajutorul SXE și îl elimină pe Ololoș, 4 versus 4. Coșac aproape de smoke-ul din conector unde se află B. Va primi acolo B Molotovul și va fi obligat să se retragă. Nu știu dacă l-a auzit Coșac. Nu cred că l-a auzit. Poate ar putea fi elementul surpriză. Îl vede pe Ren care are bomba. Îl scoate B, îl are și pe Coșac, dar face Coșac trade-ul. 3 versus 3, CXE vine din junglă. Îl seacă pe Poria până la 34 HP. Îl elimină pe Coșac care avea bomba și este picat în acest moment. Cei doi jucători de la Hard For You vin dinspre zona rampei, primește Molotov acolo CXE și nu cred că va mai apuca să scape. Se bagă în smoke, Imel scoate pe Hiji, CXE scoate pe Poria și recuperează cei de la Nexus din dezavantaj, 3 la 2. Reușesc să prindă și acel AVP și acum se vor lupta de la egal la egal, dar cei de la Hard For You vor avea încă au foarte mulți bani, cred că o să poată să cumpere și runda următoare. Se bagă IME foarte rapid din nou în casă B și îl scoate pe Ololoș. Entry frag în acest moment pentru cei la Nexus. Și cei la Hard For You nu se mai joacă așa agresiv. S-au întins pe toată harta, au pierdut un om deja în casă B și pare că se regrupează către site-ul A.
5 versus 4 și cel mai probabil va fi o execuție pe site-ul ăla din partea celor de la Hard For You. ...48 de secunde rămase din această rundă. Se începe execuția celor de la Hard For You pe site-ul ăla. Mihnea de deja încă ascuns în spatele etichetelor. Primește acolo foarte multe utilități, iese și nu reușește eliminarea pe Ren. Se stabilește egalitatea, dar vine bolotovul lui B perfect acolo pentru Ren și reușește să-l scoată din poziție. El prinde pe Poria, care tocmai ce plantase bomba. Coșac l-a văzut pe Xelo în conector și reușește eliminarea. 3 versus 3, prins din spate de către Ime, știe Ime poziția și jucătorii din palat. Rămâne numai Higi în palat cu acel AWP și este scos de Ime. Triple kill, quad kill pentru acesta în... runda cu numărul 6 și se restabilește egalitatea. Runda cu numărul 7 și cei de la Hard For You nu mai au așa de mulți bani. S-a cam terminat streak-ul lor de full buy-uri. Dacă vor pierde această rundă, vor fi nevoiți să facă un echo. Dăm un tap dat, uite. Rapid, acum până nu se întâlnește Ime cu ei, îl scoate pe Higi, îl are și pe Ren în față. Aproape să facă eliminarea, dar este prins de același Ren. Selul s-a uitit deja pe site, Mihnea a bătut un om din site-ul ăla. Selul scoate pe Ren, CXL elimină pe Coșac, rămâne numai Ololoș. 1 versus 4, 1 versus 3 în acest moment, scos de către Selo până la urmă și preiau conducerea cei de la Nexus. Scuze băieți, primește acolo Xelo un cap, cred că a fost văzut arma din Tommy de către Higi, dar până la urmă reușește Xelo să îl elimine. E o rundă de half buy în acest moment pentru cei de la Hard For You. Trag cei doi jucători către Mihnea, Bii pică sub glunțul lui Coșac, dar Mihnea face trade-ul pe Ren. Secat Coșac până la 15 HP. Ceilalți doi jucători de Hard For You sunt deja foarte aproape de site-ul B, unde este ancora veșnică CX. Aveți și dreptate, gata, nu mai, nu, să nu vă mai speriați că nu o să mai fie notificări. Ololoș îl vede pe CX pe site și îl elimină. 3 versus 3 în acest moment. Singurul jucător cu armă era Ololoș și recuperează Poria, cele în 4. Secat Mihnea. De același Ololoș face picul Ololoș și îl scoate pe Xelo. Secat Ololoș din spate, Mihnea este eliminat, rămâne numai Ime care este în casă B, dar este eliminat de Poria. Și fac... fac egal cei la Hard For You, 4 la 4. Face picul Higi și scoate pe Xelo care se ducea înspre conector. Pregătit acolo să facă B-trade-ul, dar Higi este mulțumit cu o singură eliminare. Se rotește Higi și recuperează acea bombă. Mihnea băgat în palat, prins de către Ren. 5 versus 3, avantaj de 2 oameni pentru Hard For You. CX a fost văzut acolo de jucătorul din short. Se duce destul de tare Ololoș din casă, pentru care trei cu echipieri care vin din zona shortului. Jucătorul de Nexus se află pe site-ul B, Ime și cu CX. Scos Ime de către Coșac, CX scos de Ololoș și rămâne numai B, 1 versus 5 cu un Deagle. Are armură, dar va fi prins aici de Ren din spate. Și preiau din nou conducerea cei la Hard For You.
bine, full buy-ul pentru cei la Nexus sau și AVP-ul pentru Xelo, dar celelalte arme nu arată atât de bine, sunt, e un buy ceva mai sărăcăcios decât cel al celor de la Hard4U. Pe site-ul ăla, în acest moment, este numai Mihnea, băgat la sandwich, pușează cei de la Hard4U destul de rapid. Va fi aici forțat să se repoziționeze Mihnea și este scos de către Coșac. Entry frag pentru jucătorii ruși. Eliminat acolo B de Coșac, acolo l-a scos pe IME undeva în zona geamului. Și va face plantul Xelo, este la scară, i-a fost văzut piciorul acolo de jucătorul de pe site. Și fac ultimele două eliminări cei la Hard4U. La 4 runda cu numărul 11, îi prinde pe cei la Nexus pe un Echo, au două digăle și un 5-7. La noi pe 250. În schimb, de partea cealaltă, cei la Hard4U își construiesc din nou o economie destul de puternică. Hiji îl scoate pe Xelo de la scară, îl scoate și pe Mihnea. IME face un trade, dar Ren îl scoate pe SXE. B din lower se luptă acolo cu jucătorii de la Hard4U, dar pică până la urmă și rămâne numai IME. A recuperat un SG, dar îl are pe Poria, care deja este pregătit să facă trade-ul în kitchen. Cred că IME va vrea să țină de această armă. Nu cred că mai are rost să încerce să se bage. Poate doar să-l păcălească pe Poria, dar Poria are o poziție destul de bună aici, nu? Ar avea avantaj teoretic și are și armură, în schimb IME nu poate să spun același lucru. Îl prinde pe Poria totuși pe un timing destul de bun și le mai dă un pic de damage economiei celor de la Hard4U. Băieți, ce se mai întâmplă? Nu controlez eu camera, ca să știi, Marius. Începe runda cu numărul 12, Hard4U, o diferență de 3 runde. Avantaj pentru aceștia, din nou full buy pentru Nexus. Xelo-ul se elimină pe Hiji cu acel SG. Este și Poria aproape de conector. Din nou B este deasupra lui Poria Coșac. Încearcă să dea prin fire, dar se repoziționează perfect Bill. Are pe Poria sub el și îl observă până la urmă. Scos de Coșac, Ololoș l-a eliminat pe SX pe site-ul B. A rămas numai IME, dar face trade-ul IME. Mihnea l-a scos pe Ren, rămâne numai Coșac cu 12 HP, 1 versus 3. Are bomba picată undeva în top mid. Și cred că se va duce spre site-ul A. Trebuie să aibă grijă aici Mihnea și alege să repoziționeze perfect. Deci ușor către pantă, unde se va întâlni cu jucătorul de la Hard4U, care este foarte secat și câștigă Mihnea duelul. Mai recuperează o rundă și diminuează diferența dintre cei doi jucători, dintre cele două echipe, la doar două runde. A luat pe codul, mă băieți, n-are nimeni codul, mă, calmați-vă. V-au luat urât rău de tot pe codurile alea să mor. Vine o execuție destul de default din partea celor de la Hard4U pe site-ul A, unde se află 3 jucători de la Nexus. Aruncă B, acel nade perfect, îl scoate pe Coșa care pușease prin Molotov. Mihnea îl elimină pe Ren. Trage B către Poria și face eliminarea până la urmă, dar Hiji reușește un trade. Ololoș este băgat înspre junglă. Dar este un double flank, vine și IME din conector. Se luptă Xelo cu Ololo și câștigă duelul, rămâne numai Hiji, 1 versus 4. Are AVP-ul, dar cred că cel mai bine ar trebui să-l salveze. Nu prea mai are foarte multe șanse aici Hiji. Mihnea se apropie de el ușor, ușor și
Ar fi destul de dezavantajat, cred, Mihnea, pentru că se uită exact cum, exact de unde pușează jucătorul de la Nexus și cred că vom mai sta ceva așa. Atât timp cât nu se mișcă Hiji și nu va fi auzit, cred că mai avem de așteptat până să se întâlnească cu cineva. A pușat acolo Mihnea până la urmă și CX trebuie să aibă... A, l-a văzut acolo CX. Cred că nu și-a dat seama inițial și de-aia n-a reacționat. Șapte la șase. Hard for you. N-ar mai avea bani runda următoare. Ar putea să ajungă Nexus la un 8-7 dacă câștigă această rundă, teoretic. Intră foarte rapid în short. Ololo și îl scoate pe Xelo, îl are și pe B în geam și sare exact unde este jucătorul de la Nexus. Va încărca aici B, dar îl prinde pe Ololo și cu pe 2000-ul și îl elimină. 4 versus 4. În acest moment în mid este foarte multă prezență a celor de la Hard For You. 3 jucători, Coșac se bagă din casă B și îl elimină pe CX care era pe short. Are site-ul B complet liber aici, jucătorul de Hard For You. Cred că a fost auzit B acolo de către Poria. Bomba se retrage înspre top mid și va fi poate o intrare către site-ul B. Poria double kill în acest moment, dar Ime face trade-ul. Ime ce one-dig pe Hiji. Rămâne 1 versus 2. Îl are pe Coșea care vine deja din junglă, dar Ime este urcat în ladder și ar putea să-l prindă pe Ren. Dar nu știe Ime încă că plantul este de site-ul B. Își dă seama acum, cauza că nu aude bomba. Cred că a fost auzit acolo de Coșac. A fost auzit și câștigă cei la Hard For You runda. Dar acolo de ce există oameni care se uită la Nexus Media și țin cu echipa adversă? Pentru că probabil este singurul stream pentru meciul acesta. Sunt oamenii în pace să țină cu cine vor, nu vă mai greu, nu vorbiți urât. Stream-ul este pentru toată lumea. Runda cu numărul 15 din acest match, 8 la 6. Hard For You conduc cu două runde avantaj. CX îl scoate pe Ololo și cu ajutorul lui Ime. Mihnea, aproape de palat, îl scoate pe Ren. Xelul l-a eliminat pe Hiji, deja 3 oameni avantaj pentru cei la Nexus. S-a strecurat acolo Coșac în conector. Ori i-a scos de B și rămâne numai Coșac 1 versus 5. Scos de B și recuperează încă o rundă. Intră în a doua jumătate cu deficit doar de o singură rundă. Dacă câștigă runda de pistoale cei de la Nexus, ar putea să preia conducerea și să se îndepărteze destul de rapid. Hai că pala și așa cu an că oricare alt jucător din scena românească puteai să-l găsești. Era mult mai bine decât pala și diferența completă între noi. Intră rapid cei de la Nexus pe site-ul A. Atins acolo Ren, puțin prins Coșac de către Ime. Ren, care este jucătorul cu diffuse, scos de către B. TG se luptă din junglă. Trage Xelul Prefire și-l scoate pe Ololoș. Scoate Xelul și pe Hiji, rămâne numai Poria, dar este scos de Ime și o rundă flawless pentru cei de la Nexus. El 48 eu. Dacă și eu am 48 de kill, ar fi fost bine să am 48 de kill. Câștigă cei la Nexus prima rundă și cumpără 3 macuri și 2 AK-uri. Trage Ololo și acolo la marginea smoke-ului și atinge puțin jucătorii de la Nexus. Mihnea îl prinde pe Hiji care se băgase destul de agresiv în pantă. Aolo, nu cumva să zic că băieții ăștia ceva rău, să se întâmple ceva după aia, că s-a spărat puțin Ren acolo, am auzit. Avant.
avantaj în acest moment pentru cei la Nexus, 1 minut și 10 secunde. Imei l-a văzut acolo pe coșac și câștigă duelul până la urmă cu jucătorul rus. Poria forțat să se repoziționeze, prins de B în timp ce face acest lucru. Rămân numai Ren și cu Ololoș. Ordinare Ololoș în geam, scos de Xelo, rămâne Ren, singurul jucător în viață și are grijă Imei să se ducă după colegii lui. Preiau conducerea cei la Nexus, banii arată foarte bine, intrând în acest prim full buy din cea de-a doua jumătate, runda cu numărul 18. IMV puțin mai mult, dar mai slăbesc eu, așa zic, de ceva timp. N-au cei la Hard4U foarte multe utilități și pe partea de CT, asta ar putea fi o foarte mare problemă. IMV primește acolo un lead, secat până la 79 HP, se bagă foarte agresiv cu Macul și reușește să facă eliminare pe Ololoș. El și-a făcut treaba, se retrage din dinspre site-ul B. 90-95 de vise. 5 versus 4. Cei de la Hard4U mai au un singur smoke și un flash, 3 M4-uri și un MP9. Se bagă Poria foarte agresiv, îl are pe IME aproape de el, dar este prins de către CX. Se pregătit acolo să facă trade-ul, a recupera arma și bomba se îndreaptă ușor către site-ul B. Mihnea cred că este pregătită aici să facă un fake. Le atrage atenția celor de la Hard4U, dar bomba se îndreaptă către site-ul B. Ren este deja pregătit aici să ia duelul, îl scoate pe Xelo, dar este triduit de către B. Se bagă în pantă, coșac după Mihnea, dar Mihnea este plecat de mult, este deja în casă. Pare rău dacă am atins microfonul și s-a auzit urât. Higi va aștepta aici să facă un save la aceste 4 pentru că nu au foarte mulți bani. Și runda va merge cu siguranță către cei de la Nexus. Doar Coșac s-a apropiat puțin de site, dar este aici doar ca să mai dea puțin damage economiei celor de la Nexus și CX se îndreaptă chiar către el, scos Coșac, iar Higi va reuși să salveze aceste M4, care va fi destul de important în rândul următoare, pentru că Hard4U nu vor putea să cumpere. Salut, salut, Verdi. Nexus mai câștigă o rundă, se îndepărtează ușor, ușor de cei la Hard4U. Vor avea o rundă de, poate, un half buy aici, cu câteva pistoale upgradate în jurul acelui M4 al lui Higi. Și Nexus au toate șansele să se îndrepte către un 11-8. Aruncă bimolotovul în conector chiar către Higi și este forțat acesta să schimbe poziția, să nu mai stea atât de avansat. Ololoș văzut acolo de către CX. Secat destul de mult de acel nade, până la 52 HP. Se luă cu bomba în pantă, l-are pe Mihnea în ajutorul lui Impalat. Împărțiți pe toată harta cei la Nexus. Nu se grăbesc în această rundă de half buy. Știu foarte bine ce s-a întâmplat ieri pe Vertigo și nu vor să se repete același lucru. Este în poziție de a arunca un smoke, cel mai probabil sunt smoke-urile de pentru arcadele de la site-ul B. Destul de aproape Poria în top mid acolo, dar se retrage. Se catololo și mai mult de către CX. Rămâne la 20 HP, dar văd că IMEI s-a dus din underpass, poate să fie un fake organizat de cei de la Nexus. IMEI scoate pe Poria din short. Mihnea surprins acolo de coșac din pantă, reușește eliminarea până la urmă. Higi l-a scos pe B în mid, triduit de către CX, 4 versus 2 în acest moment. Nexus, un avantaj foarte mare, scos Ren de către IMEI și rămâne numai Ololoș, 1 versus 4 cu un Deagle fără armură, 20 HP și sigur va fi prins aici de către CX. Ce headshot îi dă CX acolo jucătorului de la Hard4U. Și Nexus ajung la 11-8, dar cei la Hard4U au foarte mulți bani în această rundă și permit un double-up setup. Economia celor de la Nexus arată foarte bine în această rundă. Foarte mulți bani strânși de aceștia. Ololoș, singurul apărător în acest moment al site-ului B cu polarul. Poria trage prin smoke, îl seacă pe B, dar nu reușește eliminarea.
Hiji este în mid, sigur, cu acel polar Ololo și într-o poziție foarte avansată cu polarul. Ori îl prinde pe CX în timp ce cade de la geam și bomba este picată în site. Ololo și îl scoate pe Mignea prin smoke. Hiji vine în ajutorul lui și îl scoate și el pe Xelo. Double kill pentru Ololo și în această rundă și rămâne numai B1 versus 5. Opriți acolo de acel molotov și la Nexus au avut o rundă foarte grea în fața lor. Și la Hard4U profită de acest lucru. A venit molotovul perfect din partea jucătorului la Hard4U să-i blocheze pe cei la Nexus în palat. În casă, de fapt. Numai CX a reușit să sară și era singurul jucător care a reușit cu tot cu bomba aia. A fost o problemă destul de mare. I-a ținut foarte bine acolo jucătorul de Hard4U în casă de cu polarul. Dar este o rundă mai rapidă. IMEA reușește să pătrundă aproape de short, dar este scos de către Hiji. Ololoș are acolo un smoke în casă la B. Trei oameni în acest moment de la Hard4U spre site-ul B. Ambele AVP-uri sunt în acea zonă. Coșac are o poziție foarte bună aici la sandwich pentru că cu echipierul său este în CT. CX e scos de către Hiji. Poziție foarte avansată de la jucătorul de la Hard4U. 3 versus 5. A intrat, s-a strecurat B acolo din conector, ar putea să-l prindă pe Ren, dar Coșac este pregătit 100% să facă trade-ul. Sunt acolo cu doi jucători B, dar este scos de către Ren. Coșac îl scoate pe Mignea și rămâne numai Xelo. Face Ren ultima eliminare pentru cei la Hard4U și se apropie la o singură rundă diferență în acest moment. 11 la 10. Vine full buy-ul, force buy-ul mai degrabă pentru cei la Nexus, dar ar cam fi cam ultimul. Au un Tech 9 și un Mac cei la Nexus. Hiji este cu AVP-ul în conector. Va primi acolo un nade, îl seacă până la 70 HP nade-ului B. Și sunt îndreptați toți cei de la Nexus către site-ul B. Ololoș este primul om care va lua contactul cu jucătorii la Nexus. Îi dă acolo un wallbang lui Ime. Sare Ime pe geam. Poria este izolat în zona shortului. CX-ul scoate pe Ololoș, dar Poria l-a eliminat prin smoke pe Ime. Vine molotovul lui Xelo în spatele site-ului. Deja au făcut rotația jucătorii de la Hard4U și Coșac scoate un jucător. CX face trade-ul pe Mihnea. Se bagă foarte bine CX aici. L-are pe Hiji în față. B l-a eliminat și pe Coșac. Rămâne numai Ren. 1 versus 3 vine din zona shortului. Bomba va fi plantată în acest moment. Iar Ren va fi obligat să pușeze. Dar are jucătorii de la Nexus destul de aproape. El scoate pe B. 1 versus 2, dar se lo face picul și câștigă runda pentru echipa sa. Nu știu care e planul Ololo și are o poziție foarte avansată acolo și rămâne sus la casă. Nu e o poziție pe care o să joci prea bine prin cu acel AVP. 4 jucători de la Nexus spre site-ul ăla. Asta înseamnă că va fi o execuție. Coșac pușat pe top mid, îl are pe Ime în față și câștigă duelul cu jucătorul de la Nexus. Entry frag pentru cei de la Hard4U. Foarte aproape de pantă este și Ren din nade-urile celor de la Nexus. Poria băgat la marginea smoke-ului. Ren îl scoate pe B, Mine face trade-ul. Scoate și pe Poria, dar Coșac un singur frag pentru el. 2 versus 2 în acest moment. Este băgat în smoke Hiji, văzut de CX. Rămâne numai Ololo și dă leg lui CX. Răsat în 2 HP jucătorul de la Nexus. Amândoi sunt secați, dar asta nu e o problemă așa mare pentru că Ololo este jucătorul de sniper. Se bagă Ololo de la scară. Are foarte multe unghiuri de verificat jucătorul de la Hard4U. Aruncă smoke-ul pentru CTA, asta îi dă ocazia lui Xelo să treacă. Dar Ololoș nu încearcă această rundă pentru că nu au foarte mulți bani și Nexus va câștiga runda cu numărul 23, va fi scorul 13 la 10. Adică e bombă din ce în ce mai rapid și Xelo a atins acolo un pic de bombă.
Dar spavețuiesc amândoi jucătorii de la Nexus. Și va fi un force buy pentru cei de la Hard For You. Din nou un double up setup. Runda cu numărul 24, 4 AK-uri și un AVP pentru cei de la Nexus, din nou pe Xelo. Sunt doi jucători care au intrat înspre lower tunnel, dar Hiji îl scoate pe Mihnea în zona rampei. TXE din nou la casă B să pună presiune pe această zonă, să nu-i lase pe băieții de la Hard For You să rotească prea devreme. E băgat acolo imen. Jungla îl elimină pe Ren. Restabilește egalitatea. Coșa câștigă duelul cu B în zona midului. Iar CXE intră către site-ul B, de unde s-au rotit amândoi jucătorii de la Hard For You. Ar fi fost bine, dar acesta nu se grăbește și așteaptă cu echipierul și Ololoș și vine înapoi în poziția inițială. Este undeva în spatele site-ului imen. Se urcă din nou în geam, dar este scos de către Poria. 2 versus 4 în acest moment, jucătorii de la Nexus. A tras acolo Ololo și se știe deja că execuția va veni către site-ul B. Aruncă Xelo flash-ul. Se trage către CXE din mai multe poziții. Poria face eliminarea și rămâne numai Xelo 1 versus 4. Are VP-ul și un smoke atins acolo de Ololo. A încercat acolo Ololo și un jump pick așa rapid. Dar nu reușește eliminarea și ar putea fi prins Xelo aici din spate de coșac. Trage cu SP-ul, îi scoate AVP-ul lui Xelo. Și câștigă cei la Hard For You runda. Runda cu numărul 25 se apropie ușor-ușor cei de la Hard For You de diminuează avantajul. În fața celor de la Nexus, half-buy pentru aceștia, pistoale upgradate. Dar nu foarte multe bii, destul de puțin bani, 1-4 rămas acolo pentru jucătorul de la Nexus. Va fi un split către site-ul A. Coșac se așteaptă la acest boost, dar nu se uită în momentul perfect. Ime însă este prins de jucătorul de la Hard For You. Bii așteaptă pe acea bancă. Poate va încerca din nou un boost, va face picul coșac și îl prinde pe B. Urcat acolo pe bancă, Ren de sub palat, reușește o eliminare, double kill pentru jucătorul de la Hard For You, triple kill pentru a închide runda. Și doar o rundă este diferență între aceste două echipe în acest moment, dar cred că Nexus vor face un double eco aici. Va fi încă o rundă de eco, 2 macuri și 3 techno. Va fi probabil o rundă rapidă către site-ul B, unde se află Ololoș cu acel AVP. Ar putea să-l surprindă. Vin smoke-urile pentru arcadele din short. Ololoș aruncă nade-ul, care ar putea fi o mare problemă. Dă niște damage, dar nu atât de mult cât ar fi vrut. Intră CXE pe site. Se fac 2 eliminări pe site-ul B. Hit și face trade-ul pe CXE. 3 versus 3 în acest moment. Bomba va fi plantată de către cei de la Nexus. Mihnea a recuperat un AK-47. Mai sunt 2 macuri. Intră Hiji foarte agresiv cu acel AVP. Îl scoate pe Mihnea, dar este prins de către Bii cu Tecnole. Face Xelo eliminarea pe Ren. 2 versus 1 în acest moment. Coșac atacat de către Bii. 21 HP rămas, dar Bii face eliminarea și Nexus câștigă runda pe Echo. 14 la 12. O rundă au nevoie cei de la Nexus pentru a asigura acel match point. Să bea și o gură de suc, că nu mai pot să vorbesc. Și vine timeout-ul din partea celor de la Nexus. O rundă foarte importantă în față. Dacă o câștigă, vor fi în match point și cei de la Hard For You vor avea o rundă de eco. Las că am bun și o gură de suc. Haideți băieți puternici, niște like-uri puternici acolo să... Am văzut pe telefon că suntem 1400 de oameni. Dacă avem acum niște timp să discutăm pentru cei care au intrat mai târziu. Stai să nu mă aud de pe telefon a doua oară. 1100.
100 de like-uri. Da, greu de tot, se poate și mai bine, băieți, haideți cu like-urile. Dacă ați intrat mai târziu, Nexus se joacă acum în Winners League. Au scorul de 2-2 pentru cine se întreabă. Cei cu scorul din titlu este scorul overall în ligă de până acum. Iulian, mi-a plăcut foarte mult cum a jucat Nexus ieri. Se împarge la Nexus pe toată harta în acest moment. E foarte agresiv, îl scoate pe coșac în conector și vine entry frag-ul pentru cei de la Nexus. Puțin acolo problemă de comunicare, s-a aruncat un molotov într-un smoke, nu știu care a fost treaba. Poria face o eliminare pe B. CXL scoate pe Ololoș care se rotea către site-ul BIM, double kill, dar unul dintre fraguri este pe coechipierul său. 3 vs 2 în acest moment, au site-ul B. CXL se asigură că nu se grăbesc Hard For You să pună contest pe acest site. IML va prinde aici pe rent 100%, este știută poziția lui, dar face eliminarea IME 3 vs 1 în acest moment. Hiji rămas singurul jucător în viață de la Hard For You. Încearcă IME acolo un pre-fire în kitchen, dar era trecut destul de mult. Hiji de acea poziție primește smoke-ul CX pe directă. Și Hiji cred că va încerca să salveze acest AWP. Asta se și întâmplă și Nexus va ajunge la match point. 15-12. Aproape să fie văzut acolo de IME. Cred că l-a văzut el pe IME. Dar trebuie să fugă aici Hiji. Dacă va face o eliminare, sigur va fi el cel care va pica. Dar nu se duce IME în poziția în care trebuie. Reușește să rămână Hard For You cu AWP-ul. Runda cu numărul 28, Nexus au 3 match point-uri la dispoziție să închidă această hartă. Un buy foarte prost pentru cei la Hard For You. Două digăle, un M4, un MP9 și AWP-ul păstrat. Coșac deja cu M4 în conector, este foarte aproape de jucătorii de la Nexus. L-are pe IME în față, Hiji îl scoate pe Mihnea în zona rampei. Trage IME, îl elimină până la urmă pe Coșac cu ultimul gronț. Ultimul glonț, nu gronț, cred. Bi băgat deja destul de agresiv în short. CXL are pe Ololoș foarte aproape de el, dar este scos CXL de către același Ololoș. Bi pătruns deja în site-ul B, îl are pe Hiji, îl scoate Hiji pe Xelo, dar Bi îl are în față pe jucătorul de la Hard For You. Rămâne numai IME 1 vs 4 în acest moment. Are bomba pe el și se îndreaptă foarte bine către site-ul A, unde momentan a venit doar Poria. Este în zona scărilor. Face picul Poria și este eliminat IME. Câștigă runda aceea la Hard For You, 15-13. O rundă de half-buy pentru cei la Nexus. Două digăle, trei digăle de fapt, un pe 250 și un AK-47 pentru IME. Nu se grăbesc și la Nexus. Au trimis din nou doi jucători în underpass. Mihnea este singur împalat cu acel Tech 9. A făcut picurile din top mid, doi jucători la Nexus și n-au găsit pe nimeni pentru că Coșac are o poziție foarte retrasă. IME îl elimină pe Coșac în geam. Avantaj în acest moment pentru cei la Nexus. 5 vs 4. Strecoară doi jucători acolo, cei la Nexus înspre junglă. Două eliminări vin pe site-ul A. Rămân numai Ololoș și cu Poria. 2 vs 5 în acest moment și Nexus au win-ul practic în față. B face picul din geam, îl elimină pe Poria, l-are și pe Ololoș sub el, dar câștigă duelul Ololoș, dar cel mai probabil va fi ultimul duel pe care îl câștigă Ololoș. Se luptă acolo cu Mihnea, primește cap, rămâne în 12 HP, bate și pe Mihnea, dar nu mai are gloanțe, scos de către Xelo și meciul se termină 16-13, Nexus câștigă și
ajung la scorul de 3-2 în această ligă. Nu plecați încă, nu plecați. Știu că vreți să plecați, că s-a terminat meciul, dar două secunde. Mai am să vă zic două secunde, mai am să vă zic ceva. Înainte să vă duceți pe unde aveți treabă. Pentru că avem și noi alți băieți unde, pe care ați vrea să-i urmăriți dacă vă uitați la LOL. Avem Romanian Esports League. Nu vă grăbiți, băieți. Stați așa că am să vă zic mai multe chestii. Deci avem, cum ați văzut... Calmează muzica puțin. Închide muzica puțin, nu te grăbi. Deci, prieteni, ascultați-mă puțin. Salut, Iazan. Ascultați-mă puțin. Deci, avem aici Romanian Esports League. Pentru cei care se uită la LOL, este finala. Cum a fost ieri finala la Counter, astăzi este și la LOL. Dau băieți acolo cu abilități, cu alea, cu nebunii. Aolo, stai că scrie lumea prea mult. Aveți link-ul aici, băieți. Pe lângă asta, pentru cei care vreți să-i susțineți pe Nexus, puteți face asta. Aveți aici goal-ul și incentivurile sus. Dacă vedeți aici, momentan este singurul mod prin care se putea primi un tricou cu Nexus. Zic și eu! Și ultima chestie pe care am să vă zic este că băiatul pe care l-ați văzut în chat și spama în continuu să dați like, pentru că a fost forță astăzi, ați fost super, super mișto toți, am avut 1300 de like-uri, sunteți cei mai șmecheri oameni din lume. Duceți-vă la Jax și spuneți acolo, deci vă duceți la Jax și spuneți mulțumim de spam. Asta vă duceți, spuneți mersi de spam, Nexus Media, nebunie, forță, ați fost super, super astăzi. Am avut 1400 de oameni, cred, super mișto ați fost. Meciul s-a terminat, o să avem următoarele meciuri săptămâna viitoare, în acest weekend nu va fi niciun meci pentru cei la Nexus din ce am văzut. Sper să nu vorbesc prostii. Cel puțin pe care le comentez eu nu sunt. Poate la alte competiții e posibil. Cel mai probabil marți va fi următorul meci pe care o să comentez eu. Cred că de la ora 9. Și, pe lângă toate astea, dacă vă dați și subscribe și eu canalul în descriere. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Eu am fost Pop și ne vedem data viitoare. Până atunci, numai bine. Am fet left, best left, Kent. Dacă ați venit mai târziu, băieți, că văd că au mai venit niște băieți, meciul s-a terminat. Au câștigat cei de la Nexus 16-13, opa, au ajuns la 3-2. Dacă vreți, mergeți la Jax pe live aici, aveți link-ul. Ziceți acolo, mersi de spam, am venit la Nexus Media, s-a terminat meciul GG Nexus, nu știu, cum vreți, băi. Pot să închid...
O, vreau să mai las o minut să mai bucurați de această muzică. Dar mi-e foame rău de tot și vreau să mă mănânc. Așa că, vă bucur.